Primele suporturi au fost deja amplasate pe centrul municipiului, dar autoritățile nu dau asigurări că tot orașul va fi împodobit până pe data de 1 decembrie. Asta pentru că încă nu se știe dacă vechile ornamente vor putea fi sau nu refolosite. Vechile beculețe nu se pot folosi? Există în momentul de față o solicitare din partea angajaților din cadrul primăriei, adresată mie, pe care am direcționat-o către serviciul juridic, în privința posibilității instalării acelor instalații. Da? Și am cerut de la serviciul juridic un punct de vedere legal, dacă se pot sau nu se pot. Dar nu e vorba de zona de centru a orașului, este vorba de zona periferică a orașului, acolo unde se instalau aceste beculețe. Adică zona periferică riscă să nu aibă iluminat ornamentar de sărbători. Și pe anumite străzi există acest risc, însă eu nu voi face, și timpul este foarte scurt, ar fi în momentul de față, din punctul meu de vedere, o eroare să mă apuc să licitez sau să găsesc o altă firmă care să-mi ofere aceste ornamente de sărbători până la 1 decembrie. Deci nu voi face, pentru că pot să intru în alte probleme. În ceea ce privește tradiția aprinderii iluminatului public, Romanescu nu știe dacă va fi respectată. Nu știu dacă voi face așa cum se făcea în anii trecuți, să apăs pe buton. Până la urmă nu țin neapărat la această modalitate. Se vor aprinde pe 1 decembrie, cel puțin zona centrală și anumite părți adiacente zonei centrale se vor aprinde. Și pe centru va fi tot așa, brăduleț, cum a fost în alți ani, sau v-ați gândit la altceva? Asta vom vedea în perioada următoare. La începutul lunii august, liberalii Gorjeni au făcut public un raport al ANAF, prin care se scotea la iveală faptul că fosta administrație, prin primarul Florin Cârciumaru, ar fi provocat o gaură în buget în urma achiziționării vechiului sistem de iluminat de sărbători. Cei găsiți răspunzători de pagubă plătesc deja pentru greșeala comisă, dar autoritățile au rămas pe cap cu beleaua de a nu avea beculețe de Crăciun.